Premierul Dacian Cioloș a decis să înlocuiască 4 miniștri ai cabinetului pe care îl conduce, respectiv pe miniștrii de la Transporturi, Educație, Comunicații și Departamentul Românilor de Pretutindeni. Prim-ministrul a declarat că intenționează să dea o nouă dinamică acestor sectoare de activitate. Sunt însă și domenii în care îmi doresc să dau un nou impuls pentru cele câteva luni care mai rămân din acest mandat. De aceea am decis astăzi să operez câteva schimbări în guvern, 4 schimbări de data aceasta. Sigur, asta nu înseamnă că în perioada următoare, dacă o să apară probleme, nu o să iau și alte decizii. Vreau să mulțumesc pentru activitatea lor de până acum domnilor miniștri Adrian Curaj, Marius Bostan, Dan Costescu și Dan Stoenescu, deci de la Educație, de la Comunicații, Transporturi și Românii de Pretutindeni. Pentru Ministerul Educației a fost propus profesor universitar dr. Mircea Dumitru, rector al Universității din București, iar pentru funcția de ministru al transporturilor, Petru Sorin Bușe, care a deținut funcții importante în cele mai mari companii din lume din industria automobilelor. Maria Ligor, diplomat de carieră, ambasador al României în Canada, este propusă pentru portofoliul de ministru delegat pentru relațiile cu românii de pretutindeni, iar la Ministerul Comunicațiilor a fost propus ca interimar Dragoș Ioan Tudorache, șeful Cancelariei primului ministru.